Dacă am vorbit de tehnologie și de lucruri moderne, hai să vă spun, să vă arăt de fapt cum încerc eu să țin puțin în ordine această minunăție de eveniment. Am un obiect ajutător de ultimă generație care mă face să nu dau greș. Este ultimul model de ceas. Am zis că mai bine mi-iau ceasul din bucătărie ca să nu mă complic cu ecrane lichide și așa mai departe. Dar sunteți de acord că tradiția este mai bună decât orice, nu? Să cântăm, dragilor, acum un vechi cântec adus la Cenaclul Flacăra în 1978 și o să vă rog să-mi aduceți din cabină acel steag. Este un steag tricolor pe care mi l-au oferit niște oameni din Covasna în urmă cu câteva luni la Țebea. Niște oameni din Covasna, niște români care arată că încă există români în Covasna, deși știți dumneavoastră ce probleme sunt în unele zone ale țării, părăsite de fapt de autorități și lăsate în paragină, lăsate să se piardă practic din țara noastră din apatie, din nesimțire și din trădare. Covasna și Harghita și Mureșul și fiecare zonă a țării noastre este, toate sunt românești și așa vor rămâne. Nu suntem în harta de la 1918, dar încă suntem într-o hartă frumoasă și puternică. Și steagul acesta pe care o să vi-l arăt e un simplu steag tricolor. Nu poate fi mai mult. Mi l-au dăruit românii din Covasna, la Țebea, să-l fluturăm și să cântăm cântecul lansat de... Cred că prezinți iar altă piesă. Nu. Nu. Abia m-am lăudat cu ceasul. Păi nu mă face să prezint din nou rugă pentru părinți. Am mai prezentat odată. Spune că ai mai prezentat-o odată, dacă urmează acum. Am prezentat-o, consideram că s-a și cântat. Vedeți? Steagul e acolo, să-l fluturăm la momentul potrivit. Daniel Jinga, nu mai lăsa să mă laud până la capăt, că țin în frâu spectacolul și uite ce-mi face. Uitați ce-mi face, vrea să respecte programul, ce ziceți? Așa ceva în România nu se poate. Păi mai suntem români dacă ne respectăm ce ne-am propus? Eu vă iubesc și spontaneitatea și tipul de muzică pe care îl faceți, dar vă avertizez că dacă schimbați programul, noi cântăm piese diferite și atunci supărăm publicul. Fie. A doua prezentare pe care o las pentru etapa următoare și acum trecem la ce am prezentat mai devreme. Rugă pentru părinți, capodopera scrisă de Adrian Păunescu și Ștefan Hrușcă în 1982. În interpretarea unei voci extraordinare pe care de fapt ați auzit-o nu numai în seara asta, ci în atâtea ocazii, domnul Marcel Pavel. M-a salvat, maestre. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă știam, îl luam pijamalele. Onoarea este de partea mea oricum, dragul meu prieten. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Visul meu a fost să mă aflu odată alături de tatăl tău și de Cenacul Flacăra. Acest lucru nu mi s-a întâmplat, dar consider că de data aceasta... Iată, mi s-a împlinit visul. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, dragilor, pentru că sunteți aici. Îți mulțumesc, Andrei, din tot sufletul. Cenacul Flacăra este deschis tinerilor. Mulțumesc mult, ești un drăguț. Știți că este un om extraordinar. Știți, el are o vorbă. Dacă vrei să mă asculți, faci cum vrei. Da? Eu sunt pregătit tot timpul. Enigmatici cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i în
Doamne, înapoi, că și-așa au dus-o prost. Și voi tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi, că mai dus-o prost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor ale fiilor. Păi nemuritor pe părinții care mor. Doamne, făi nemuritor pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în cui de cu, parcă tac și parcă nic, plin de bol și suferinți, ne-ntoarcem în pământ. Mai suntem când mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Cât mai suntem când mai sunt, mângâiați-i pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Băiatul meu, rămas bun, fetița mea, tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea. Marcel Pavel cântându-vă Capodoperă, scrisă de Adrian Frumusu și Ștefan Hrușcă.
Domnule dirijor, dacă și de data asta prezint căciula degeaba... Curaj, ești pe drumul cel bun. Bun, mă mai uit o dată, mai citesc. E căciula. Inevitabilul se va produce. Acesta este steagul adevărat pe care mi l-au adus românii din Covasna la Țebea. Să arătăm că acolo este și va fi mereu pământ românesc. Cu toți ai lui, sigur că da, cu toți. Pot fi unguri, pot fi secui, pot fi nemți, pot fi evrei, pot fi țigani, poate fi oricine sub acest steag. Și cântăm căciula, dragii noștri, un cântec senzațional adus de învățătorul Romanion Hagiu. În 78 a venit el la Adrian Păunescu la o preselecție, la o emisiune de televiziune și a spus: domn Păunescu, i-am cumpărat o chitară fiului meu. Mă vedeți, sunt om mai în vârstă. Și fiul meu a plecat în armată, a lăsat chitara acasă. Și eu, cum stăteam singur în casă, am zis: hai să vedem, poate reușesc să cânt la această chitară. Și Ion Hagiu, să-l odihnească Dumnezeu, a cântat la chitară în felul lui. Nu știu ce acordaj era, că nu era nici italienesc, nici rusesc. Dar a venit cu această piesă inspirată din folclor și pe care sperăm să o cântăm împreună. Tatăl meu în primărie avea dreptul ca să intre cu căciula în cap. Dreptul ca să intre cu căciula-n cap. Obicei vechi pe moșie, de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciunile pe frunte stăm de beacuri ca un munte în curbura alcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum se purta, că-i obicei din Daci păstrat. Port căciula pe-o ureche, și acasă, și la nuntă, și la oi. După datina străveche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciunile pe frunte stăm de beacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum se purta, că eu obicei din Daci păstrat. Dragii noștri, strofa care vine nu pare un cântec scris acum 10 de ani sau cine știe când, ci pare un buletin de știri de la orice televiziune de specialitate din 2019. Hai să vedem ce spune Ion Hagiu în această strofă prevestitoare. Unii zic să ia căciula jos din cap, spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor să o țin în mână, să mă plec ca să mă laude că m-am integrat. Dar băi vecine, hai la mine, te primesc cu pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Că asta e căciula mea, îi a mea și nu e a ta, și eu micenii te-aș păstra. Și nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea. Sabia încovoiată, arcul, scutul și căciula, orice dar avea. Cu căciulile pe frunte stând de veacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o pot se purta, că eu obicei din Daci păstră. Măi copile, ia seama bine, ca să ducă obiceiul când o crește ai tăi copii. O inimă vitează-n tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac s-o ții. Cu căciulile pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și eu pot cum se purta, că eu obicei din Daci păstra. Căciunile pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o pot se purta, că eu
Dar eu cred că ați fi vrut să cântați și dumneavoastră. Haideți să facem o versiune a Cenacului cu chitară și public. Să vedem cum cântați. Și atenție, în curbura arcului Carpat. Că nu-i Carpați, că mai e câte un ță care se aude din sală. Da? Hai să-l facem așa perfect pentru eternitate și mai ales pentru viitorul imediat. Haideți! 1, 2, 3 și... Cu căciurile pe frunte stâne de-a curat, păi aici doar doamnele poartă căciuli? Păi ce facem aici? Doamnelor, haideți, vă rog frumos, lăsați-i puțin pe bărbați să vedem în cine ne e baza în armata română. Haideți! 1, 2, 3, domnii! Cu căciurile pe frunte stări doamnelor, asta e căciuna mea și o pot cum se purta că eu obicei din Daci păstrat. Hai, dacă toți suntem așa cu chitara și cu marile piese ale Cenacului, hai să cântăm un dor de Eminescu. Ce ziceți? Hai să cântăm și un dor de Eminescu. Nu știu dacă ne va însoți și Orchestra Metropolitană București, asta decide Daniel Jinga. Nu vă însoțim că n-am repetat și... Hai că ne însoțim noi doi, Andrei. E mai... Să știți că nu întotdeauna ce e mult e și frumos, deci o să fie mai bine numai cu voi doi decât cu noi toți. Uneori. De-aia se și alternează în orchestrație momentele de tutti cu momentele de sensibilitate. Nu mai vorbesc că oricum, plecând dimineața, mi-ai zis că o să cântăm 2 ore și cred că au trecut deja 3. Dor de Eminescu, muzica Alexandru Zărnescu, versuri Adrian Păunescu, 1982. Într-o lume relativă ce-a făcut și-a desfăcut Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Fără el oricare lucru și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. Tot. Într-o lume relativă mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România,
tăinuită în cuvânt. Cuvânt. Mulțumim celor care au scris acest cântec, Adrian Pronescu și Alexandru Zornescu. Amândoi nu pot fi aici, dar cântecul lor rămâne. Mulțumesc, Cristi Buică. Haiducul s-a întors. Nu mai știu însă dacă îl cheamă Andri Popa sau îl cheamă Mircea Baniciu. Un artist extraordinar care după lungi peregrinări... Ulise a fost mic copil cu drumurile lui față de Mircea Baniciu. A, iar am greșit? Dacă merge mai departe... Ai greșit, dar nu-i vina ta de data asta. Deci, ați auzit? Cântăm Andri Popa. Să nu vă prind că începe cineva eternitate, ca asta o să fie după, da? Se pare că Haiducul... Asta v-am să te întreb dacă ești sigur. Bă, eu mai văd... M-am luat foile și încep să caut aici, că sunt multe, să nu... Mi-am scos ochelarii, dar parcă pe Mircea Baniciu l-am văzut. Eu te sfătuiesc să mergem mai departe. Am înțeles că voi mai rămâneți și veți avea ocazia să cântați. Și dacă v-a plăcut, ne invitați la anul și cântăm și cu el. Da. Seara asta, vedeți, este o seară nemțească, vedeți? Nu e lucru pe care să-l spun și să nu se împlinească. Considerați prezentarea de la Andri Popa făcută. Stai! Răsfățatule! Întrucât ați fost plecat, domnule Mircea Baniciu, când s-a făcut convenția aici, să știți că de la regia de emisie ni s-a spus fie să cântăm fără căciul sau pălărinca, fie să le ridicăm să ni se vadă ochii. Ochii dumneavoastră trebuie să se vadă. Mulțumim frumos! Și nu știți cât de bine e aici în sală. Știți cât de frig e afară. Că ce n-are o
pușcă plină, cu trei glonți la rădăcină. Și-ar un burg de patru ani, care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. De cruce în șapte și-au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic. Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic, băi. Baniciu. A fost la Cenaclu Flaca în 1973, în primele manifestări și iată-l și acum. Scăpat din ghearele prietenului Marius Tucă, pe care îl salutăm de la distanță. Și e frumos că în aceeași seară se întâmplă două evenimente minunate, Folk You și Cenaclu Flaca. Mai bine să fie două decât să nu fie niciunul. Hai să-l aplaudăm pe Marius Tucă pentru că a ținut garda sus și a ținut steagul sus cu foarte multe lucruri în țara asta. Inclusiv cu Folk You și cu atâtea altele. Aș vrea să facem un moment de o emoție teribilă acum. Să cântăm un mare cântec care l-a lansat pe un mare cântăreț. În 1973 apărea pe scena noastră și acolo a rămas și acolo este și astăzi domnul George Nicolescu. Iar piesa aceea se numește Eternitate. Piesa Eternitate, scrisă de George Grigoriu, pe versul de Angel Grigoriu și Romeo Ogulescu. George Nicolescu a scris cântece minunate, le-a compus. Astăzi însă vă cântă piesa cu care a intrat pe prima ușă, pe prima scenă a muzicii noastre. Bun venit din nou la Cenaclu Flacăra, George Nicolescu. Și nu e doar asta, dragilor. Lângă George Nicolescu va fi o mare voce a României de astăzi, un om tânăr, o voce splendidă, un om pe care îl invităm în scenă și se numește Vlad Miriță. Eternitate cu George Nicolescu și Vlad Miriță. Și desigur cu Daniel Jinga și Orchestra Metropolitană București. Ascultați, cred că așa ca într-un disc de epocă, exact piesa așa cum a fost ea lansată. Te rog, drag Andrei, înainte de orice, să spun că îmi face o mare plăcere să fiu aici, pe scena Salii Palatului, în această seară, că mă bucur foarte mult că o să cânt cu Vlad, căruia îi doresc din tot sufletul să aibă același succes pe care l-a avut și până acum. Eternitate! George! Înainte să cântăm cântecul, hai să spunem și un lucru care este o coincidență extraordinară. Pe scenă se află un om, nu vă spun ce om, nu vă spun cum îl cheamă. O să spun eu când o să fie cazul. Nu strica, George, te rog frumos. Am spus, o să spun când o să fie cazul, da. Sau dacă o să fie un om care atunci când avea 5 ani a debutat în muzică pe o scenă, fiind acompaniat la chitară atunci de George Nicolescu. A avut mână bună George Nicolescu, sprijinind un copil, atunci în 1982, să debuteze în muzică, pentru că s-a ținut în continuare de muzică și sunt semne chiar în seara asta că treaba pe care o face este bună. E vorba de domnul Daniel Jinga, dirijorul orchestrei.
Exact. Care de fapt a fost și coleg de clasă cu fiica mea, Luminița Elena Nicolescu. Ce ziceți de asta? Este fantastic, dar este cât, pe cât de fantastic, pe atât de adevărat. Miriță, alături de George Nicolescu.
Superb, cântecul superb. El totul. Spune că pentru el este o mare onoare. Pentru mine este o mare bucurie. Și hai să facem o nebunie și mai mare. Haideți să facem așa. George Nicolescu este aici și ar fi păcat să facem un efort inutil să iasă din scenă și în partea a doua să vină cu o capodoperă pe care a compus-o muzical pe versurile lui Adrian Păunescu. Dacă este aici, haideți să cântăm așa. Așa, cu chitară și voce, un mare cântec problemă, un mare cântec de conștiință. Viața noastră unde e? Viața noastră ce ați făcut cu ea? Mai valabil acum decât atunci când a fost creat. Ești de acord, George? Bineînțeles că da. Până la urmă, așa s-a făcut cântecul, nu? Cu o chitară la care cântai tu și cu Adrian Păunescu scriindu-ți versurile. Când s-a întâmplat exact. Și cum s-a? Asta s-a întâmplat cu vreo două zile înainte de a lansa piesa. Adică pe 4 decembrie 1981, iar pe 6 decembrie, la Focșani, lansam această piesă cu un succes de care nu-mi venea să cred că este adevărat. Efectiv, nu-mi venea să cred că este adevărat. A fost ceva incredibil de frumos, incredibil de frumos atunci. Dragilor, n-avem nici orchestră, n-avem nici trupă, avem o chitară, avem un cântec mare. George Nicolescu nu vă poate vedea, dar vă poate auzi. Haideți să cântăm ca într-o mare orchestră, ca într-o mare adunare de soliști, acest cântec senzațional. După atâta groză vii care mai sunt și înainte celor ce vor fi, noi ce simpli și ce bun de pe pământ, vrem o altă ordine de zi. Recunoaștem, sunt probleme fel de fel, se tot vinde pielea unui urs, dar înaintăm solemn acest apel, dar înaintăm acest recurs. Să vedem dacă știți viața extraordinar, viața noastră, ce-ați făcut cu ea? Viața noastră, unde e? Viața noastră, ce-ați făcut cu ea? În cuprinsul tablei noastre de valori, peste aur și argint și diamant, pentru noi ca simpli muritori, viața noastră n-are parcă niciun rost, viața noastră e un ban de schimb, pe pământ noi oamenii o ducem prost și murim absurd și la netind. Dacă-i bal, atunci să fie totuși bal, protestăm în modul cel mai crun, nu vrem milă sau concediu medical, vrem să ne înscriem la cuvânt. Haideți, să cântăm viața noastră, unde e? Viața noastră, ce-ați făcut cu ea? Viața noastră, unde e? Viața noastră, ce-ați făcut cu ea? Haideți să uităm să viețuim urât, mai avem pe lume ce iubi, și să tui de surogate până în gât, să le facem ordinea de zi. Dacă-i pal, atunci să fie totuși pal, și în ceai să fiarbă în ibric, pune-ți viața noastră punctul principal și în rest să nu vorbiți nimic. Dar viața noastră, unde e? Viața noastră, viața noastră, unde e? Viața noastră, ce-ați făcut cu ea? Și încă o dată, viața noastră, unde e? Viața noastră, ce-ați
Mulțumesc și mulțumim! George Nicolescu, un mare cântec. Un mare cântec și o mare personalitate. Mă bucur că ești aici, dragă George, și că suntem... Și eu mă bucur că suntem împreună și mai ales că suntem împreună cu acest public minunat, care este publicul bucureștean. Vă mulțumesc, dragii mei și dragile mele, din tot sufletul și cu toată dragostea de care sunt în stare. Aplauze pentru George Nicolescu la ieșirea din scenă. Dragii mei, mergem mai departe. Daniel Ginga, am văzut că lipsei și atunci mi-am permis să mă întorc așa rugător către orchestră să ne sprijine. Vezi, când dirijorul nu e acasă, folchistul face treabă bună în casă. Momentul următor, dragii noștri, va fi realizat de orchestra întreagă, condusă de Daniel Ginga și de o figură extraordinar de importantă a Cenaclului Flacăra. Din 79, când a venit pentru prima oară la Cenaclu, în cadrul unui cor celebru numit Song, acel artist care în acea seară a ieșit din cor și a devenit solist la propunerele Adrian Păunescu, din acea seară a devenit un pilon al Cenaclului Flacăra. Vine de departe, din Sighetul Marmației, se numește Ducu Berții și vă va cânta exact ceea ce va considera frumos și potrivit. Bună seara, bine v-am găsit! Da. Și îi lăsăm, maestre, îi lăsăm și pe dânsii dacă vor să cânte din când în când? Da? Pot? Au voie? Îi dirijați dumneavoastră, da? Îi dirijați dumneavoastră că vă pricepeți și eu mă ocup de orchestră. Improvizăm deja că la ora asta e... Am înțeles. E binevenit. Începem. Hai să vedem ce iese. Și așa-mi bine câteodată dorule, și așa bine câteodată să dau bubuță tu piatră, să dau bubuță tu piatră, dorule. Din piatră să iasă foc, băi dorule, din piatră să... Dacă în viață n-am noroc, când s-o împărțit norocul, măi dorule, când s-o împărțit, fost-am eu dus la lucru, și la tăți le-o dat cu carul, dorule, și la tăți... A răgușit acum, a răgușit și avem nevoie de un solist. Cântați că mă pune pe mine să cânt. Să cânte și Daniel Ginga cu vocea, Daniel. Nici acela n-o foras, jumătate-o fonecas, jumătate-o fonecas. N-altui cerul și senin, băi dorule, n-altui cerul, pe-a mea parte n-ori vin. N-altui cerul și stelat, băi dorule, n-alt...
cerul. Pe-a mea parte norit bat. Și-așa-mi vine cât un gând, băi dorule. Și-așa-mi vine cât un gând, să plec pe pături cântând. Să plec pe pături cântând, băi dorule. Folclorul maramureșean minunat, Daniel Ginga, dumneavoastră, Orchestra Metropolitană București. Andrei, am uitat să spun, ai spus de debutul meu în Cenaclu, sunt exact 40 de ani, în octombrie 79 am cântat prima oară în Cenaclu, când s-a împărțit norocul. Totul se închide într-un cer, nu? Vă mulțumesc!
Toate lucrurile astea, dragilor, se întâmplă pentru că atunci când Cenaclul Flacăra a fost înființat, el a creat nu numai o flacără, ci o lumină. O lumină pentru toți. Cântecul acesta pe care vi-l cântăm, Lumină pentru toți, este nou. Nu a fost pe scena Cenaclului vechi, pentru că l-am scris anul trecut. Dar este o continuitate de la Om bun, deschide-ne poarta, de la moșii noștri noi am învățat, de la bieți lampagii, în veacul greu noi orice ar fi, lucrăm mereu până la castelul. Toate aceste cântece de identitate ale noastre, ale Cenaclului, au și o continuare. Și lumina pentru toți este ceea ce vă propunem. Și nu ezitați să aprindeți luminile și să ne răspundeți cântând refrenul și murmurând alături de noi acest cântec nou. Mă încerc scuze, trebuie să mai anunț ceva. Înainte de 111 tăiați 3 măsuri. Asta numai la Cenaclul Flacăra și la nu că treaba... Am lucrat dimineața cu ei și m-au zăpăcit, m-au terminat. Fiecare schimba o dată la 10 minute. Și atunci n-am încercat să anunț orchestra, da? Bine? 3 măsuri tăiate înainte de 111. Și dacă nu v-ați prins, vă uitați la mine când dau 111. Și stric tare, 111! Facem într-una castel, zi din când atâția drâme. Intrați voi cu toții în ele, luați din comoră fărâmă. Om bun la om bun se tot vină, să dea și având și când n-are. Din torța cea fără de vină, mereu aprinzând felina. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, și să fim pe viață frați. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. N-aveți în voi nicio teamă, nu cerem în schimb o răsplată. Doar vârful de spirit ne cheamă, că nu vom ceda niciodată. Pe viață noi mergem înainte, povara ni șansa cea mare. Destinul culturii nu minte, din neguri mereu reapare. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, și să fim pe viață frați. O lumină pentru toți, e noi veniți.
facem fântâna, din haos extragem o lege, ceva după noi să rămână, că doar semănând vom culege. Noi credem curat că pământul stă-n dragoste, țară, dreptate, în fi și păliți și-n gândul de a viețui în libertate. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți și să fim pe viață frați. O lumină pentru toți, noi veniți luați. O lumină pentru toți și să fim pe viață frați. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți și să fim pe viață frați. De dumneavoastră. Haideți că e păcat să nu cântăm refrenul ăsta împreună. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți și să fim pe viață frați. Haideți. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți și să fim pe viață frați. Un cântec al meu pe care astăzi vi-l ofer într-o variantă bogată. A fost într-o variantă bogată în urmă cu 20 de ani și astăzi îl refacem. Vin la microfon, voci minunate, prieteni extraordinari, avem în spate un dirijor extraordinar și o orchestră fără egal. Și vă cântăm acest cântec pe care vrem să îl țineți minte și vrem să-l cântați și să vă ajungă adânc în suflet. Și atât de înstrăinat e dreptul pâinii, noi vă propunem marele pariu, român pentru român sunt toți românii. S-ar cuveni să ne purtăm ca frați, căldura mamei să ne dorobească, și să putem trăi purificați în mila și în mila creștinească. Dar România nu-i moment festiv în care ne jucăm și noi de-ahora, și pentru fiecare e un motiv de a conta pe grija tuturora, de a conta pe grija tuturora. Să fim oameni pentru oameni, mai curați, mai cați, mai mulți, și să fim mereu aproape, ca român pentru român. Să fim oameni pentru oameni.
și din zilnicul război al fiecăruia cu fiecare. Ceva depinde într-adevăr de noi, să fim atenți la ceilalți când îi doare. Cu toții triști de viața noastră grea, să nu ne pierdem ultimii pe listă. Că e mereu mai trist altcineva și decât el ființă și mai tristă. Ca degetele-n strea unei mâini, ca pruncul lângă mamă în icoană, să fii mereu român printr-o român, spre a sa condiția umană, spre a sa condiția umană. Să fim oameni pentru oameni, mai curați, mai calți, mai buni, și să fim pentru români, să fim oameni.